cum să zice, bună dimineața, că a trecut de 12 noapte. Pot să zic bună dimineața. Deci, în final a fost la stupul de pe camion minus 400 de grame azi. Deci a fost foarte bine că i-am luat de la deal. Și scoada sau stupul de control am avut plus 600. Plus 600 de grame. Deci minune, nu? La floarea soarelui plus 600 de grame. Adică de 3 zile cam așa a fost. Și acum în spate acolo, nu știu dacă nu o să se vadă, am luat stupul cu mine. E scoata, e cu mine în mașină. Mă duc și eu acasă. Ah, ce se mișcă aici, canistra aia. Nu știu, să mai dorm, să nu mai dorm. La ora 4 trebuie să plec. 4, 4 jumate, să zic. Că vorbim, s-a agit albina, vă dați seama. Albinele se agită în stup. Cred că până la 4 jumate să plec dimineață. Ca să-l duc la Alanda, Floarea Soarelui. Da, l-am luat acolo, să-l duc în altă parte ca să văd care treaba. Poate merge în partea alaltă mai bine. Și peste două... Auzi, mă, ce să drângăne acolo. Peste două zile iar mut stupii de acolo în partea alaltă. N-am pățit în niciun an, mă, ca în anul ăsta. Dacă n-am mutat stupii de aia înzăpăcit și buletonul. Și vreau să spun că aici unde i-am dus, e Landă Floarea Soarelui înflorit 50%. Și al land tot lângă, care e neînflorit deloc. V-am florit peste 10 zile. Adică ai zice, bă, e foarte bine așa. Mai bine de atât ce vrei. Dar n-am nici... Auzi, mă, ce zdrângâne aia. Canistra. Am pus motorină la camion, că merea că rămân pe drum. Nu prea mai vreau să bag în stația Peco, că ies albinele pe acolo. Ies... Bă, cam atât. Asta a fost mutarea. La mine e un fel de spectacol. E un fel de spectacol. Pleacă cu iscoada, dus stupii și culestonul am. Nu mai știu, mă, să descuraja rău. Să-mi descuraja tare. Dar îmi fac datoria, după cum vedeți, îmi fac datoria. Și duc și eu stupii la cules. Ne vedem până la ora 4 jumate cu un nou filmuleț în care ducem iscoada la alt land de Floarea Soarelui, mai departe, la încă 100 de kilometri mai încolo. Adică să nu creadă cineva că eu duc stupii așa la 5 km în stânga, 5 în dreapta. Nu, tăticule, la sute de kilometri. Deci mai băgăm 100 de kilometri mâine cu stupul în altă direcție. Poate merge acolo. Da, cam atât. Eu vă doresc ca fiecare să aibă culesuri bune, să aibă stupii plini de miere, să le meargă bine. Să vă meargă bine la toți. Bună dimineața! Încă nu s-a luminat bine. Am dormit vreo 3 ore. Și plecăm. Ia să vedem. Bateria. 100%. Treaba bună. Plecăm cu iscoada.
gata, plecăm la drum. Pus șapca în cap. Cam răcoare acum, câte grade sunt? 17 grade. Și hai să băgăm kilometri, tata. Kilometri. Băgăm 100, peste 100 de kilometri acum, ca să ducem iscoada la un alt land de floarea soarele. Mă uitam, am luat găleata, totul e aici, găleata ca să pun apă la albine, că acolo e în mijlocul câmpului. Oare voi avea și un rezultat după atâta muncă, după atâta alergătură? Deci astăzi e prima zi unde va zbura albina acolo la lanul de floarea soarelui, unde am dus camionul. Și scoada a băgat decât 5-600 de grame, atât. Hai să zicem că e un stum mai slab, deci ar trebui aia de pe camion să bage măcar un kilogram pe zi. Iar acum unde duc stupul ăsta de control, dacă în caz de bagă un kil jumate, nu zic un kil, măcar un kil jumate, gata, mă, diseară, mâine seară duc camionul în Parteland. Deci am zăpăcit albinele sărace, nici ele nu mai știe pe ce lume. O zi zboară la deal, o zi la colo, o zi colo. N-am ce să le fac. Sunt ca soldații la război. Să bage, tată. Dar vă spun clar, eu n-am pățit de când am stup. Să duc eu stupii la cules de 4 kg. Ba, am avut 4 kg la cântar. O singură zi și următoarea zi 0. Vă dați seama, am făcut mutare pentru o zi de cules. A picat culesul dintr-o zi. Într-o singură zi a picat. Așa, ghinionii sunt, mă. Da. Cam asta e. Bă, am dormit 3 ore, dar parcă zici că am dormit 8. Hai la drum, tăticu. Avem baterie la spring. Băgăm acum 120 de kilometri și ar trebui să-mi ajungă și înapoi 120. Ia să dau kilometrajul la 0. Ne riscăm așa fără să încărcăm deloc. Să vedem dacă ajunge. Că rândul trecut am încărcat când am fost la recunoaștere. N-am încărcat mult, am băgat vreo 2-3 kW. Că totuși văd că în bord îmi dă 243 de km autonomie. Cam puțin. De ce? Trebuia să-mi dea autonomie mai mare. Consum 9,9. A, mi-a crescut consum puțin, mă, că am mers de câteva zile, merg cu aerul condiționat zi de zi. Dar acum că e dimineață și uite, sunt 15 grade afară, merg fără aer condiționat și o să consum mai puțin. Și atunci o să-mi ajungă dus, întors bateria. Cam asta e. Bun, ce să povestim, ca să nu mai ia somnul. Să nu mai ia somnul la volan. Nu mai ia somnul, bă, sunt fresh. Am treabă. Am
mai poveste nimic, las, nu mai zic nimic. Că de vorbit, vorbește toată lumea, e ușor să vorbești, mă, dar să pui în practică, nu mai așa, chiar așa ușor. Hai să vedem diseară ce o să fie la cântar. Și la iscoadă și la stupii care i-am dus la parasol din partea cealaltă. Și măcar să bage iscoada până diseară un kil jumate, că diseară facem mutare iară. Uite și astăzi e senin, o să fie căldură mare, caniculă. Asta e. Deci ceasul e ora 5, 5 dimineața. Gata, revin când pe traseu sau când ajung acolo. Și am ajuns la destinația aici. Stupișorul e aici, am dat drumul acum, am pus cântarul, panoul e pus aici în gard, am pus un cauciuc pe el să nu, eu știu, să nu zboare vântul, capacul, aici are găleata cu apă, floarea soarelui aici care, asta e încă neînflorită, da, e neînflorită, dar e un lan la vreun kilometru care e înflorită. Așa că ar avea de cules. Hai să vedem ce o să fie. Deci eu aici sunt în curte la fermier, în spate undeva. Am pus tupișorul de control. Cam atât de aici. Nu știu aici, sper să... A zis că are niște câini și mai se plimbă noaptea pe în curte. Să nu-mi dea stupul jos. Am pus și eu cauciucul ăsta să fie mai greu. Nu știu ce să mai... Alec cu ceva, ce să-i mai fac. Doar nu s-au urcat câinile aici sus pe ăsta. Vezi că are niște câini mari. Acum ziua îi leagă, îi bagă într-o curte acolo, noaptea le dă drum. Da. Aici, uite, am improvizat firele care vine, antena și firul de la panou, le-am băgat pe țeava asta, că a zis că, bă, câinii o să treacă pe aici, pe după stup, îți rupe firul, îi trage cu gura de ele. Gata, mâine, stai că facem ceva. Și am băgat pe țeava aia, uite așa. Am legat aici cu sârmă. Ce să faci, bă, te improvizați. Bateria am pus-o acolo de dedesubt. Uite, să nu ajungă câinii la ea. Acum sper să nu vină acei să tragă cu dinții de asta. Chiar așa? Asta e riscul. Bun. Cam atât. Mergem spre casa acum. 100 și... 100 și vreo 20 de kilometri.